obiectivul cu siguranță este menținerea titlului. Da, trebuie să câștigăm campionatul Liga Elitelor și sper să o facem. Pentru tine personal, ce obiective ai atât la echipa de club cât și la națională? La națională sper să ne calificăm la turneul de elită acolo în Israel și să facem o parte frumoasă și la națională. În Liga Elitelor îți propui cât mai multe goluri? Da, aș vrea să fiu golgeter, dacă se poate, și și colegilor, că suntem o echipă, o familie și trebuie să ne ajutăm unii pe alții. Cum ești mulțumit de această perioadă? Da, a fost o perioadă destul de bună, ținând cont că Federația Română de Fotbal ne-a luat foarte mulți jucători în timpul pregătirii și sperăm că până la debutul campionatului să avem cea mai bună formulă de start și să fim în cea mai bună formă. Obiectivul cu siguranță va fi menținerea titlului. Categoric, categoric, deși acum suntem sub o nouă denumire, FC Farul Constanța, și sperăm să facem cel puțin la fel de mare performanță cum am făcut-o și până acum. Tu personal, cum crezi, vezi da cât mai mulți jucători la lot? Noi întotdeauna încercăm să dăm cât mai mulți jucători la lot. Grupa de 2005 este valoric foarte, foarte bună și sperăm ca în continuare să putem să dăm jucători pentru loturile naționale unde ei să și facă performanță la nivel de